Haideți să vă povestesc cum m-am drogat, sau mai bine spus, cum am fost drogat. Nu am făcut-o pentru că așa am vrut eu. A fost din greșeală. Mai de mult, cam acum 7-8 ani, era iarnă, frig și am intrat într-o scară de bloc să ne încălzim. Eu împreună cu încă doi prieteni de mei. Și în acea scară mai erau încă doi băieți pe care nu-i cunoșteam. Băieții se simțeau bine, se distrau. Ascultau manele, Florin Salam, Zâna Zânelor. La prima vedere când am intrat în bloc, băieții păreau că fumau țigări normale. Dar de fapt nu era așa. Neștiind că băieții fumează iarbă, skunk parcă era. Din câte mi-au zis băieții care se pricepeau la mirosuri și la așa ceva, am urcat câteva trepte mai sus și am stat acolo. Scara de bloc era plină de fum. Deci inhalai fără să vrei. Cred că ziua respectivă s-a drogat tot blocul. Și mai este și o poveste amuzantă în care un bătrânel a aruncat cu toporul după mine și după prietenii mei, dar asta am povestit în alt TikTok. Dați mai jos, scrollați. 20 de minute mai târziu am plecat din scara de bloc. M-am dus acasă la un prieten, mai exact la cel mai bun prieten. Când am ajuns acasă la el, m-au luat amețelile. Am început să râd fără motiv. Mă uitam la fața prietenului ăsta meu și venea să râd de el. Bă, râdeam ca prostul, bă, ca nebunul. Ce față ai? Fix așa făceam. Am început să dau palme peste cap, șuturi în fund. Și el nu înțelegea de ce, dar a stat și el cu mine în scara de bloc, dar nu s-a amețit, n-avea nimic. Doar eu. Avea o pisică în casă, am început să o smotocesc și să o iau de gât și să o arunc pe pat. Mamă, ce am făcut din ea. Aveam o stare de bucurie în mine, nu știu cum să explic, îmi dădea o stare de fericire. Eu de obicei sunt fericit fără nimic, dar aia mi-a dublat-o. Da, a fost ciudat. Eu m-am drogat din greșeală, involuntar, dar voi să nu faceți așa ceva. Adică să nu vă drogați vreodată, ca așa vreți voi.